Salutare dragi tovară și bine ați dat click la un nou videoclip. Pentru pasionații auto, din luna iulie s-au schimbat sistemele de calcul pentru asigurările obligatorii și anume pentru RCA-uri. Deci, practic, până anul trecut sau de fapt până în iulie, erau favorizați cei cu mașini cu motoare mici supraalimentate, adică 1.03 pistoane 150-170 de cai, de exemplu cum e ecobustul de la Ford sau chiar și TC-urile sau cum se cheamă cele de pe Logan, 1.0 unele cu 100 de cai, 3 pistoane în condițiile în care înainte era 1, 4, 75 de cai. Erai favorizat să ai un motor cu mai puțin centimetri cubi ca să plătești o asigurare mai mică. Numai că se pare că s-a schimbat șmecheria lun în luna trecută și anume se calculează în funcție de kilovați de puterea motorului. Ei numărul de cai și îi transformi în kilovați. Dar oricum numărul de kilovați îi ai pe talon. Acum frumusețea mare este următoarea. În cazul mașinii mele sunt 69 de cai sau 68,86. Și am... Dăm aici un calcul, de exemplu. Uh, invers, începe, știu cam 68, nu știu, 86 sau ceva, mi se pare că vine la mine. Și vine 56,65 sau sau trecem direct 69 de cai. 50,75. Numai că pe talonul meu scrie 51 și practic intru de zoom. Așa. Și practic intru în categoria asta, 5175. Că dacă intram în categoria mașinilor și mai mici, practic eram pe o clasă mai uh, ieftin la asigurare. Dar asta e. Deci eu practic mă încadrez cam în același loc. Doar că inasol pentru cei care stau în București și în Ilfov. După cum vedeți, asigurarea pentru București-Ilfov e aproape dublă față de restul țării. De ce? Pentru că în teorie în București circulă mai multe mașini și sunt mai predispuși cei care locuiesc în Elfov București să facă accidente. Eu cu asta nu sunt de acord. Știți de ce? Pentru că jumate, poate chiar mai mult, din mașinile din București nu au număr de București. De exemplu, eu cu număr de ea, Lumița. Foarte ampule. Deci da, cine are mașină matriculată pe București. Deci, practic, iar de chiar pe acei bucureșteni original, nu bucureșteni parveniți ca mine. Uh, cine are... Uitați și voi diferența aici. Cu mai mult de 50% mai scump. 31,40. Pe București, Ilfov, 1700 lei. Pe cea mai ieftină categorie, adică pe 1,0... Dar cu puțin cai pentru... Nu știu ce ar intra sub 50 de kW. Hai să vedem luăm kilowatii aici. Deci 50 de kilowatii ar însemna 67, 67 de cai. În teorie. Um, știu că sunt niște modele de Skoda care au 60 de cai sau 60, nu, 60, de cai, niște motoare 1, 2 de 60 de cai. Și a ajuns să ai 4,13. Deci intri în categoria asta. Știu că la niște modele de Skoda Fabia nu mai știu ceva motorizare oricum, de la Volkswagen 212. 1 2. 1, 2, 60 de cai uh, și. Da, intri în categoria asta. Deși înainte intrai categoria a doua, acum era uh, 1, 2, 1, 4. Hai să luăm mai scurtat. Tarif referință RCA. Astea sunt pe decembrie 2023, ca să avem aici uh, diferențele. Ca acum erau categoriile înainte, fără. cum se cheamă? Um, București și Ilfov Astea le-au băgat acum Ceea ce mi se pare aiurea Hai să vă zic o chestie Cât de aiurea este treaba asta cu București și Să plătească mai mult Mașina mea are număr de ialomița Dar stau în București Că nu prea circul prin București Că o folosesc de navetă E partea a doua -miu, Stă în ialomița, Dar are mașina cu număr de București Deci e, am puleară-o de tot Cum stă treaba Și practic eu am rămas în aceeași categorie cu că eu am 1-3 pe Ford. Și rămân la 1-2-1-4. Și de exemplu, pe categoria asta, pe segmentul 41-50, că nu am pe numele meu, pentru că nu are rost să dau o grămadă de bani în plus pentru aceiași kilometri pe care îi fac. Pentru București, Ilfov, ar veni 1800 și pentru restul județelor, 1130 pentru categoria a doua. Și acum pasta nouă. Și pe aia veche înainte, deci până în decembrie anul trecut, plăteai 1170. Adică, în teorie, ești mai ieftin puțin dacă nu stai în București. Dacă stai în București, plătești mai mult. Zici că ai malus în puii mei doar pentru că stai în București. Deci eu, în teorie, ies mai ieftin. Că eu chiar în decembrie mi-am făcut, uh, mi făcut, asigurarea și da, am plătit vreo 600 și ceva de lei. Din ce țin minte și da, cam ăsta era prețul, cam, da, bonus 8. Și cam așa stă treaba, deci practic un pic ești mai ieftin, văd, dacă nu stai în București. Uite, hai să vedem aici și la ăștia cei mai neîncurajați, cei sub 30 de ani. Deci eu știam că era 35%. Nu 30, deci am mai scăzut aici cu limita asta de vârstă, ceea ce e bine, pentru că a, deja la 30 de ani ești matur, la 35. Oricum și ca puști, faci 2-3 tamponeri ceva, te înveți dracu' minte și te maturizezi, că greșelile te fac om, nu invers. A, deci cât ar veni? 3200-1800 aici pe colț și aici cât ar veni? 1900. Deci, practic, ești mai ieftin cu aproape 100 de lei dacă nu stai în București, Ilfov, cu asigurarea. Nu știu cum e la astea scumpia să văd. 4300, 3100. Ciuciu. Nu mi le arată pe... Nu mi-arată electric? Nu mi-arată pe electric? Ia stați așa. Pe electric nu îmi zice asigurare pentru electric. Nu mi le arată. Acum am observat. Ciudat. De fapt, stai, nu e ciudat. Nu e ciudat că practic și mașina electrică are motorul ăla e tot în kilowatts. Mai ales că e electric, kilowattul e pentru curent, nu? Deci da, se leagă acum. Dar să luăm de exemplu, uite asta de aici. De peste 2, de până în 2.5 sau nu. Cu motoare mai mari de 2.5 așa. Deci cine avea motor de peste 2.5 înainte plătea 4700, și acum chiar dacă stă în București iese mai ieftin. Deci oarecum fie ai mașină mare și tot plătești mai puțin față de înainte, fie te muți din București dacă te arde. Acum na, da, să te muți pentru că te arde câteva sute de lei în plus pe care oricum mai plătești câteva sute de lei în plus față de acum câțiva ani e cam ampulea. Sunt curios de părerea voastră așa, hai să vedem și la 60 de ani, deci dacă luăm un moș cu o mașină șmecheră, ziceți voi ceva, uh, hai să dăm exemplu, motor 2, 5, mai mare de 2.5, nu știu, un BMW de 3.0, că sunt BMW-uri de 3.0, deci un moș de peste 60 de ani, un Irinel care încă n-a sărăcit, plătea înainte 2.700 de lei sau 27 caragiale și acum un o din ăsta plătește fie dacă stăm în București 35 de bețe, fie 20 de bețe. De la 27 la 20 e ceva dacă... Dar acum mai nasol, că și oricum majoritatea ăstora cu banii stau în Ilfov dacă nu stau în București. Nu știu câți preferă să se mute în jurul Bucureștiului, nu știu, Proiești, Târgoviște, ce e pe acolo, toți bogătanii ăștia, că deja încep să puta bară de autobuz dacă stau acolo, încep să puta provincie. Dar foarte ciudat că uite la ăștia la puști, deci dacă ești un pușcă, cu o mașină scumpă, ești mai ieftin acum. Indiferent că stai în București. Și acum am mai adăugat... Uh, și asta cu motoare cu 300 kW. Cât ar însemna un motor de 300 kW? Ia să vedem. 300 kW ar însemna... Fai de capul meu, 400 de cai! Deși ne are o mașină cu peste 400 și 408 cai, trebuie să plătească un RCA obligatoriu de 4300 în cel mai rău caz dacă îi puști și stă în București. Mă, da. mă uit așa la prețuri, de exemplu cum ar fi aici. O nu e o diferență foarte mare, adică de 628 de lei între un Logan și o mașină cu 400 cai, tu plătești rca cu doar 600 de lei în plus. Nu mi se pare deloc mult. Deci e rentabil acum să ai mașină cu foarte mult cai că parcă nu, nu știu, nu sunt diferențe așa mare. Adică și dacă stai în București, diferența dintre o cutie de chibrit și un boli de 400 de cai e doar de 1100 de lei în plus. Și să fii serios, dacă îți permiți mașină 400 de cai, te doare în să de asemenea asigurare. Acum 4300 și dacă aveai motor peste 2547 deci zic că ești mai bine fie dacă ai mașină scumpă că e pe kW deci dacă ai bolid, ești mai ieftin că nu te mai omoară cu capacitatea cilindrică fie asta fie, și pe lângă asta dacă nu greșesc, iar de acum și pe cei cu electrice, cu cai mulți că ia să văd Tesla Model Model 3 kW power. Ia să vedem. kW power engine. Nu e cumva așa și la Asta ar fi. 208 ar fi o Tesla Model 3. Deci unul cu o Tesla are 200, cât a zis, 208 kW. Deci ar intra aici. Și aici că e puști, plătește 4500-3600 și înainte... Ma, păi iar de bă și pe aia... Deci acum... Iar de și pe cei cu electrice. De arde acum dacă ai mașină electrică. Și, și asta mi se pare normal, știți de ce? Adică mi se părea iurea, tu având mașină electrică, înainte plăteai aceeași asigurare fie dacă aveai un Spring, fie dacă aveai o Tesla sau un Mustang, da chiar de Mustang merge, ma, ma, Mustang merge. Power Engine, cât are? Nu baterie, ăsta ar fi. Deci are între 198 și 358 ar avea. Probabil că depinde de modul sport sau ceva. Acum nu știu cum se ia. Minim, maxim, habar n-am. Dar oricum. Și Dacia Spring. Cât a, câți kilovați are? Dacia Spring. Uh, engine. Cât are un Spring? 33 de kilovați. 45 de cai putere, cred că ar veni așa. Sau nu știu. Nu. Stai bă că am calculator aici Deci 35 de kW Parcă am zis 48 de cai putere are un spring Vai de capul meu Deci 35 de Uite cine are spring este mai ieftin Nu mai plătește asigurare cât plătea că e electric spring-ul Plătește acum Aici Deci în tremi așa deci dacă stai în București, sol, dacă ai electric și stai în afara Bucureștiului, o duci bine dacă e să luăm cel mai bun exemplu, Logan 2024 așa vreau motorizările, hai să motorizările 74 cai uh, kilowat, sau 67 kW, ăsta de 90 și ăsta de 100, hai să luăm pe ăsta, cel mai șmecher cel mai Logan și mai vreau să calculez ceva uh, Loganul 14 știu că avea 75 de cai deci ar veni în kW 55. Se încadrează aici. Ăsta, 74, e exact la limită să intre aici. Deci dacă ai logan, plătești la fel. Nu prea, nu prea te ajută cu nimic, atât că da, nu stai în București, ești mai ieftin. Dacă ai logan. Deci logan merită să ai dacă nu stai în București, practic. Sau mă rog, dacă n-ai numere de București. Hai să vedem și la Ford. Fiesta nu se mai fabrica. hai să ne uităm la... Hai să ne uităm la Puma, de exemplu, ce motorizare are Puma. Și Şi... pe unde îmi zice motorul? Anvelope așa, cred că jos de tot zice motorul sau... Nu știu, hai să dăm de exemplu... Wow, cel mai ieftin Puma e 25.000. Mai sunt unele hibride, este line hai să vedem este cel mai șmecher Puma. 170 de cai. 170 de cai ar veni 125 de kW. În condițiile în care ăsta e un motor 1.0. A, deci vine așa, care este și hibrid, MHV ăsta, mild hibrid, mi sper că vine. Aici 160, dar putere maximă. Nu știu dacă te ia aici pe putere maximă sau putere... Hai, probabil că te ia pe putere maximă, că dacă tot ai atâția okay, cai, îi folosești pe toți, practic. Chid că mașina mea nu știu dacă îi mai are pe toți, că s-au mai, pierd mai, pierdut din herghelie. Deci să zicem 170 de cai, ar veni 125 de kW. Și te încadrezi în categoria asta. Deci te, te bagi în a patra categorie, te încadrezi. Și înainte cu un căcat de 1 0 tu intrai în prima categorie. Și în loc să plătești, să zicem exemplul cel mai nasol, puști sub 30 de ani, eu 1900 de lei fără bonus, acum ajungi să plătești pentru același Puma, dacă nu stai în București, ești mai ieftin cu 100 de lei sau nici 100 de lei, vreo 60 de lei. Și dacă stai în București, nu mai este. mă rog pe un motor 1.0. Hai că am zis și eu prost. Deci înainte plăteai aici intra Puma, nu mai intra aici. Intra aici, fie 2400, fie 3600. Deci practic cine și-a luat mașină cu motor mic și cai mulți, îl arde că plătești mai mult decât înainte, dar cine are deja mașină cu motor mare care nu este supraalimentat, o duce mai bine acum, practic. Este, este un pic mai ieftin așa pe categoriile astea. Mai puțin dacă stă în București. Deci dacă înainte nu stăteai în București și te tai că plătești mult asigurare și aveai o mașină veche cu cai puțin, dar motor mare, e, eh, ce, acu ai scăpat, uh, o duci mai bine. Nu știu, uite, hai să vedem 1.6, că Loganul 1.6 parcă avea 105 cai, din ce țin eu minte. Mai dăm exemplu Loganul ăsta și ajunge. 105 cai. Loganul 1.6 avea 77 de kilovați. 100 de zis, motorul ăla de 1.66 pe val, vei intra aici, în cel mai prost scenariu, plăteai 23 de bețe și acum pentru câți cai, am zis, 77, categoria 3, tot categoria 3 ești. Rămâi în aceeași categorie, se pare, dar nu stai în București, plătești mai puțin. Poate măcar mai încurajează lumea să nu se mai mute la București. Așa că sfatul meu, cei care sunteți pasionați auto și vreți să ieșiți mai ieftin, deși să fim serioși. Cine are o mașină cu peste 400 de cai cu beci, doar e curcă plătește cu 1000 și ceva de lei în plus la asigurare. Dar dacă sunteți pasionați auto și vreți să o faceți un garaj și vă omoară asigurările, mutați, faceți-vă buletin de Cluj sau de alt oraș orașe, mai eliberați Bucureștiul și așa suntem prea mulți. Da, cam asta e treaba. Deci pe mine, practic, nu mă afectează cu absolut nimic. Ba din contră, ies mai ieftin, fiind pe numele lui Taică eu mașina, ies mai ieftin cu, cât am zis, 79 minus 30, 49. Ies mai ieftin cu 49 de lei pe tariful de referință. Și având vedere că am bonus, ies mai ieftin cu 24 de lei jumate la asigurarea anul ăsta. Extraordinar cât ies eu mai ieftin. Da. Ce să zic, uh, minunat, așa, Cine a avut exact cum e aici, 170 de cai pe 1-0 și plătea puțin înainte, acum arde. Deci, asta o să încurajeze și mai mult să cumpărăm pentru noi mașini mai vechi, cu mai puțin cai, dar motoare mai mari și mai eficiente. Adică, nici nu știu câți cai putere are, cai putere, pasat. 1.9, Sfântul 1.9 TDI Cât cai putere are? 140 de cai Ar avea un A, ah, nu, uite, zice 2.0 Sau hai să vedem Puterea motorului Volkswagen Deci 2.0 Nu, vrea 1.9 1.9 e cel mai iubit motor de, ro de români b -TDI, deci asta are două turbine Unde e 1.9? Nu mi arată pe aici 1.9 Uite, 1.9 TDI Asta e pasat pe 3 mai vechi A, dar mi le arată așa mai vechi Bă, nu mai arăta mă de da, astea vechi Nu mai are 1.9 TDI sau nu le-am văzut eu 1.6.2.0 Asta e pasatul Lui Bogdan, parcă nu Asta e pasatul lui Bogdan Am arată pe benzină TSI, B TDI 1.9 TDI. Hai, 2.0 TDI-ul ăsta de acum. Deci 2-0 te de ul ăsta de acum, ai 141. 141 cât vine? Aici. Te arde sau nu te arde? Deci 3 27 cât era la 2-0, aici intrai 25, tot ești mai ieftin dacă nu stai în București. Deci da, la unele și ca lumea, dacă ai fie mașină foarte puternică, fie ai o mașină leșinată, măcar plătești mai puțin. Deci cine are spring? Da, asta chiar nu mi se părea corect. Nu cu spring să plătească aceeași asigurare ca o Tesla cu câți cai am zis că avea aia. Așadar și prin urmare, luați-vă mașini mai vechi. Și așa au tabla mai groasă probabil. Ai, n-aveți atâtea brizuri dar dacă aveți aer condiționat care nu pierde freori și airbag bune și cai destui, vă descurcați. Decât să luați o mașină care după 3 ani să fie caput motorul, mai bine vă luați una care duce 500.000 de mii kilometri. Cam astea sunt și situațiile. Nu știu acum cum o să se calculeze impozitele. O, dar nu mă mai văd deloc că bate soarele în spatele meu. Nu știu cum o să se calculeze impozitele acum. Probabil poate fac o modificare. Cel mai bine ar fi să facă modificarea pe cât poluează. Deci mai bine ar schimba și impozitul acum, de exemplu. Fie pe cât emite o mașină în loc de cai putere, că presupun că, ori fi unele de la un punct, cine știe. Știu că, nu mai știu, benzina emană mai mult dioxid de carbon și dizelul mai mult altceva cancerigen. Mă rog, cum funcționează cu polorile astea. Dar asta e că mai bine ar schimba așa, pe emisia asta, de cât impozitul să fie, pe capacitatea cilindrică, că pur și simplu plătești puțin niște sume de astea mici comparative cu rca până la 2.0 sau 2.5 și după aia se duce mult o grămadă. Mai bine ar calcula altfel, cine are o mașină de asta cu motor mic și poluează puțin, hai, nu doar grame de dioxid de carbon de CO2 cu cea ce aușească. Și ce ori mai face? PM, nu știu care, cancerigene, o travă de pinguini de urși polari? Mai bine ar face așa și după aia când o să se ajungă să fie majoritatea mașinilor cu cutie neagră și alea să-ți numeroteze automat în baza de date de unde o cumperi câți kilometri ai să nu mai, să nu mai fie dați înapoi. Ar putea să-ți facă așa pe anul care a trecut sau cât circul tu, nu știu. Deci pe o, cât ai circul în medie pe an sau habar n în funcție de individ. Ori câte grame faci, cât ai poluat și să fac așa de exemplu. Că ar fi nasol și pentru unul cu o mașină puternică, merge două ori până la mare cu ea și atât și tușește tare atunci niște o travă de pinguin de două ori pe an și după aia gata, dar are este altul cu o rablă care dă nor de fum și merge cu ea în fiecare zi. Trebuie făcut cumva și mai repede se facă pe asta, pe cât poluează, nu pe cât de mare e motorul, pentru că sunt, diferite, sunt tot felul de motorizări cu diferite gaze emanate. Deci cam asta este treaba, eu zic că e binișor cum s-a făcut acum în condiția în care nu stai în București, dar dacă stai în București, partea... Deci, dacă scoate la socoteală București, Ilfov, discriminarea asta, e ok, aș zice. Sunt perfect de acord, dar pentru discriminarea asta pentru București, Ilfov, în condițiile în care... Poate să vină altul din Ialomița, din Dâmbovița, din Prahova, din Georgiu, din județe aproape de Ilfov și București, nu din cucuieții din deal, poate să circule și să facă accident în București. Oameni care, ca mine, hai, eu oricum am născut în București, doar am stat o perioadă la țară, dar încă nu mi-am schimbat buletinul pe București. Vine unul care e din Miercurea Ciuc, din Botoșac, se mută în București și nu și-a schimbat numărul la mașină. Și ăla, în teorie, circulă în București mai mult dacă stai și doar mai face drumul la el nu sunt șanse mai mari să facă acolo. Asta nu prea-mi place cu București Ilfo. Mi se pare așa trântită numai ca să... Mă rog, hai să zici că măcar pe aia care chiar sunt din București îi mai descurajează să-și ia mașină. Dar din nou, îi încurajează pe aia care nu sunt din București, că poate... Vine unul din altă parte, se mută în București, întâi face facultatea și găsește de muncă aici și se gândește să-și cumpere mașină. Dar poate nu vrea să-și facă mutație pe București, vrea să-și păstreze buletinul de unde e el, de are părinții. E cu duș întors asta cu București, adică are o intenție bună oarecum, dar în același timp nu este foarte eficientă. Cam asta este treaba și da, mai bine ar face altfel, face accident în București, în loc să-ți cadă cât îți scade din bonus sau îți adaugă balus să-ți mai adaugi odată și gata. Mai bine ți-ar face așa, să te penalizeze mai tare la bonus balus și să te recompenseze mai bine la bonus uh, dacă nu circulim, așa aș face eu. Sau să-ți dea bonus mai greu dacă ai pe număr de București. Nu știu, mai trebuie umblată la asta cu București, Ilhof. Dar pe partea cu nu stai în București, Băi, ești mai bine. În principal, fie ești un pic mai ieftin, fie dacă aveai ceva electric sca mai bine sau mai rău, depinde. Nu mai știu cum am zis la Tesla mai devreme. Lăsați-mi opinia voastră în comentarii, scrieți-mi ce mașini aveți, dacă vă ajută, vă avantajează sau nu sistemul ăsta nou de asigurare uh, și pentru cei care sunteți din București sau aveți drum pe aici vă fac review-uri auto. Îmi pare rău că nu m-ați văzut, dar E lumina asta în spatele meu, am aprins becurile prin casă și degeaba. Ne vom auzi data viitoare. Ciao les.